Alături de noi este domnul Eugen Gorgos, medic dermatolog, asistent universitar, catedra dermatovenerologie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Avem, spuneam, lacune, probabil, inițial la educația sexuală, pentru că în cazul în care tineri ar fi mult mai informați, atunci nu ar apărea aceste probleme despre care discutăm la momentul actual. Da, discutăm despre infecții cu transmitere sexuală. Aici, iarăși, statistic, majoritatea sunt bărbați, de regulă. Cele mai multe relații sexuale sunt între bărbați și femei, de aceea numărul celor infectați este similar, doar că așa apare în statistică în funcție de câte cazuri sunt înregistrate. Deci procentajul, diferența este foarte mică, 54% bărbați și deja 46% femei. Da, așa ar putea să existe. În fine, despre educație sexuală, desigur că avem lacune și nu doar noi, probabil în toată lumea, pentru că sunt niște teme care este greu, fiind părinți inițial, să le discuți cu copiii tăi, cineva are niște limite aici sau se simte rușinos, deși educația sexuală trebuie să înceapă de la vârstă cât mai fragedă, de la 5 ani să fie, de când copilul poate înțelege. Părinții ar fi primii care trebuie să explice ce este organ genital, cum se numește el, că nu este cuc și păsărică, dar are denumiri, este penis și vagin, ce este o relație sănătoasă între de dragoste, da, cu exemplu între mamă și tată. Asta o facem puțin mai târziu deja. Nu știu, copiii mei sunt destul de mici, cel mic are 4, Alexandru, și Daniel are 6 ani. Eu cred că noi am inițiat această discuție, cel puțin despre organe genitale și despre relația între, de dragoste între doi tineri, deși cu păreri de rău nu mai suntem. Deja am inițiat discuția și este un lucru corect. Noi ne plângem foarte frecvent pe școală că nu se face educație sexuală cum trebuie, cineva spune că nu trebuie educație sexuală la școală, dar cred că responsabili se fac totuși în primul rând părinții. În primul rând părinții care și ei poate nu au avut acea educație sexuală de la proprii părinți sau de la propriile comunități. Bine, dar oricum vine din generație în generație, pentru că aici ai dreptate. Generațiile anterioare nu au avut aceste discuții în familie, nici în școală, desigur, în comunitate foarte puțin sau în cazuri singulare. Ulterior, generația ce nu a învățat nu a transmis mai departe. Am ajuns totuși în 2022 și vorbim de o creștere a numărului de cazuri, din păcate, repet, a numărului de cazuri înregistrate. Pentru că cifrele reale, desigur, sunt mult mai mari. Nu se înregistrează fiecare caz de boală cu transmitere sexuală, cu excepția celor care au o importanță epidemiologică sporită, cum ar fi sifilisul, mai numit și luies. Iar infecțiile banale cu transmitere sexuală, bineînțeles că nu se înregistrează în plină valoare. Deci înmulțim cu 10 acea cifră, așa a fost de fiecare dată. Creșterea, deci și în alți ani precedenți, creșterea numărului de cazuri înregistrate este un semn de dezvoltare a sistemului medical, a serviciului dermatovenerologic, a testerilor care se fac. Accesibilitatea probabil la serviciile medicale un pic a crescut, deși pentru adolescenți este încă complicat să ajungă, nu sunt în destul informați, nu știu unde să apeleze, nu au bani. Și frica aia să nu afle părinții? Frica să nu afle părinții și, în general, mulți părinți, nu având adolescență acasă, nu înțeleg ce este adolescență. Știi ce este adolescență? Trebuie să caut în definiția, în DEX. Băi, bine, definiția, dar în cuvinte simple, așa, cum vezi tu adolescență? O perioadă tumultoasă în viața unui. Și această perioadă a apărut vreo 300 de ani în urmă. Ce ar însemna ea? Ce înseamnă să fii adolescent? Perioada în care vrei să experimentezi foarte mult și în perioada în care încerci să înveți cât mai multe. Copilul meu de 6 ani probabil vrea să experimenteze mai mult și încă nu este adolescent. Deci eu le explic și părinților care vin cu adolescenți la consultații ca să știe, poate să diminuăm din conflicte. Adolescența numește acea persoană care este matură din punct de vedere biologic, sexual. Da? Deci ea se simte adultă, ea este adult, organele genitale dezvoltate, poate întreține relații sexuale, domnițele au menstrue, deci pot rămâne însărcinate, dar este o limită, deci, între maturitatea sexuală, o perioadă între maturitatea sexuală și cea socială. Deci, din punct de vedere social, ei sunt copii, ei nu se pot auto-întreține, merg la școală, trebuie să-ți ceară voie de la părinți și de aici apar toate conflictele interioare, care desigur se manifestă și la exterior. De aici apare și o problemă de comunicare între adolescent și părinte, pentru că adolescentul se simte adult, iar părintele încearcă să se comporte în continuare cu el ca având un copil. Și iată și toate conflictele. Da. Apropo de adolescenți, vreau să rămânem puțin aici, pentru că tot biroul de statistică a anunțat în urma acelui material publicat
că numărul de cazuri de sifilis în rândul tinerelor, adolescente, este în creștere, la fel. Da, în mod special tinerile între 15 și 19 ani. Având adolescenți, părinții trebuie să înțeleagă că ei sunt maturi sexual și am mai vorbit de aici, ei întrețin relații sexuale dacă și-o doresc. Și dacă doriți să evitați, da, să mergem pe abstinență, una din cele mai bune metode de protecție, atât de infecții cu transmitere sexuală, cât și de o sarcină nedorită prematură. Iarăși spun prematură, da, la, exact, la copilul matur, da, la adolescent. Exact. Deci, ca să fie comunicare, trebuie să fie și o relație prietenoasă între părinte și copil și atunci părintele poate influența, poate să explice copilului cum ar trebui să fie o relație sexuală. Este pregătit sau nu este pregătit? Vrea o relație frumoasă sau așa haotică cu multiple parteneri? Și care este beneficiul unei relații frumoase, unei fidelități? La noi se face invers, se evită discuția aceasta. Adolescentul slab informat, da, are acces la informații, este internet, rețele de socializare, televiziuni, tot ce dorești, dar nu știu dacă nimerește și accesează acea informație legată anume de relații sexuale, de evitarea unei infecții cu transmitere sexuală. Deci, de aici crește problema. Dintre toate aceste infecții venerice, care este boala cea mai des întâlnită la momentul actual? Există o statistică pe acest subiect? Probabil există statistici, nu le cunosc în cifre, dar sunt infecții cu transmitere sexuală. Noi suntem într-o zonă unde, iarăși, din cauza culturii, a educației, a religiei, care face parte din viața fiecărui, nu prea se discută, nu prea se înregistrează, așa că chiar dacă ar exista cifre, că e mai frecventă gonoreia sau sifilisul sau trihomoneaza sau alte uretrite, vaginoze, vaginite, nu cred că ar reflecta realitatea. Dar ce trebuie să le spunem noi adolescenților, ce trebuie să le spunem tinerilor, trebuie să învățăm cum să se protejeze, de ce să se protejeze, cum este o relație între doi tineri, cum este o relație frumoasă. Deci sunt niște reguli care trebuie să le știe. La cine pot apela dacă au probleme, dacă au niște eliminări din vreau din vietră. Aici să punctăm. Unde pot apela? Ce ar trebui să facă un tânăr care simte că ceva nu este în regulă? Bine, în neștiință de cauză, pentru că nu a făcut poate studii în domeniu, știe că este ceva, o problemă, dar nu știe ce este exact. Ce trebuie să facă? Medicul dermatovenerolog sau dermatolog este cel care o să-l ghideze în continuare. Și aici sunt două căi. Este calea care o știm noi toți prin medicul de familie, primește îndreptare la medicul dermatolog, unde se discută și se rezolvă situația, se investigează, totul se face. Uneori, adolescenții mai ales sunt, nu știu, sau se tem de medicul de familie, că le cunoaște toată familia, pentru că îi poate spune exact mamei și nu vrea să-i spună. Este și o altă cale. Sunt centrele de sănătate prietenoase tinerilor, unde tinerii de la 10 până la 24 de ani nu achită pentru consultații, unde ca în celelalte instituții medico-sanitare se respectă confidențialitatea datelor și unii poate primi uneori, în unele situații, chiar și tratamentul gratuit. Nu știu dacă lucrează la moment, chiar nu sunt informați, dar lucra. Lucra că am lucrat și eu în așa un vreau iarăși să deschidem o paranteză, pentru că am discutat adineauri și am subliniat că toate aceste cifre înregistrate sunt mult mai puțin decât numărul cazurilor reale ce există. Pentru persoanele ce nu merg la un specialist, simt că este o problemă, dar avem și acea tendință de a crede că totul va trece la un moment dat, organismul va lupta și mă va ajuta la un moment dat să trec peste această problemă. Ce riscă ei? În multe boli, ele inițial nu prezintă niciun simptom. Deci o persoană poate fi infectată, să zicem, cu gonoreie și să nu aibă niciun simptom sau niște simptome foarte greu de observat și de un specialist, nu doar de propria persoană. De aici și se răspândesc destul de simplu unele boli. Alte boli, cum ar fi sifilisul, manifestările clinice, deci niște leziuni cutanate, niște simptome, în primul rând sunt absolut nedureroase pentru că sunt anesteziate, așa este bacteria care provoacă această boală. Și simptomele apar pe o perioadă, după care dispar pe o perioadă îndelungată, apoi iar și apar. Dar este prezent, chiar dacă au dispărut, este prezent în organism problema de sănătate. Problema este prezentă, persoana este infectată, poate infecta alte persoane, dar nu are clinic niciun simptom. De asta și se fac testările periodice. La sifilis suntem testați de multe ori în viață, poate cineva nu știe, acea analiză cum RPR, care merge ca un screening, este obligatorie pentru admiterea la școală, facultate, rezidențiat, perfectarea actelor, permis de conducere, buletin de identitate, orice persoană internată în orice spital
digital face test la RPR, este o lege. Deci noi le căutăm pentru că știm că ar fi persoane infectate fără niciun simptom. Dar ca idee, eu mă gândesc ce mesaj trebuie să le transmitem noi telespectatorilor astăzi dacă tot vorbim de infecțiile cu transmitere sexuală. Am vorbit de educația în familie, poate educația în școală, aceste lucruri trebuie discutate ca adolescentul, tânărul să aibă cât mai multă informație, să aibă de unde să aleagă, corectă, să asimileze informația și să știe ce corectă, să facă. Să știe metodele de protecție. Da, am vorbit despre abstinență, nu este aleasă de cei mai mulți adolescenți. Există prezervativul. Prezervativul, la fel, este o metodă de protecție atât pentru infecții cu transmitere sexuală, cât și pentru o sarcină nedorită la acea vârstă fragedă. O metodă foarte bună. Deja cultura, fidelitatea, relații frumoase între doi tineri și nu între 15, iarăși este o măsură care derivă din discuția aceea din familie. Dacă apar simptome, să nu se rușineze, pentru că în orice instituție, în așa situație, dar și în celelalte medicale, se păstrează confidențialitatea. Da, medicul introduce în registre, acum ele majoritatea sunt online, dar nimeni nu are acces la cele registre. Și nimeni nu are scopul de a informa și absolut, publicul. Absolut, altfel noi o să, încă și mai mult o să facem greu. Deci trebuie să aibă încredere în medic, dacă a apărut o problemă, să o discute, nu vrea cu părinții, să o discute cu medicul. Medicul o să-i ajute și o să ghideze ca să treacă la necesitate toate investigațiile și tratamentul corespunzător. Am mai vorbit de centrele de sănătate prietenoase tinerilor, unde absolut fără cheltuieli un tânăr de la 10 ani, un adolescent și un tânăr până la 24 de ani poate beneficia de consultații și tratament gratuit. Să nu omită orice simptom. A apărut ceva la nivelul organelor genitale, a apărut niște eliminări, niște senzații neplăcute în timpul urinării, iarăși, adresați-vă la medic, medicul o să rezolvă. Mă scuze să ne rup, dar nu știu dacă există o simptomă clasică sau cea mai des întâlnită, dar dacă ar fi, care este ea pentru ca cei de acasă, cei care ne urmăresc, cei care poate până acum nu au fost la un medic, la un control, poate au avut această simptomă și au trecut peste. Care ar fi ea? Ce trebuie să simți ca să te alarmezi? Iarăși am pomenit sifilisul, care nu simți nimic. Exact. Absolut. Deci apare ca prima leziune, apare un șancru dur, un ulcer, absolut nedureros, dar se vede dacă se uită la el și de regulă în regiunea organelor. Controlul genitare. Regulat probabil ar fi soluția cea mai bună. Controlul regulat, care noi tot îl stimulăm, îl facem, da, de ce am vorbit de același sifilis, dar să meargă eliminări din uretră, din penis, eliminări stranii din vagin, miros neplăcut, dureri, mâncărime, în timpul micțiunii, în timpul urinării. Iată ce trebuie să trezească semne de întrebări și să-l facă pe un adolescent sau pe un tânăr să meargă la medic la o consultație, apoi la un control după casă. Bine, sigur și pentru celelalte vârste, pentru că aceste lucruri nu se rezumă doar la cei cu vârsta cuprinsă între 15, 30 sau 30 plus, pentru absolut toate vârstele, în cazul în care simțiți că aveți o problemă de sănătate, să mergeți și, desigur, nu uitați acele analize pe care trebuie să le dați cel puțin o dată în 2-3 trimestre, astfel încât să vedeți care este starea dumneavoastră de sănătate, pentru că cam în orice problemă de sănătate, cu cât mai repede este descoperită problema, cu atât mai rapid poate fi și soluționată acea problemă. Mulțumesc mult că ai acceptat să vină această Cu drag aștept noi invitații.